years with all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up. You love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up. You love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. You love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Inazuma 11. Închis. De la Comisia Campionatului au schimbat locația finalei în ultima clipă. Au schimbat locația? Au schimbat-o cu ce? Nu pricep! S-a mutat în... Ce înseamnă asta? Cred că glumești. Vrei să spui că locul ultimului meci este... Da. Ce mai e și asta? Bătălia finală! Aici o să jucăm? Au schimbat locația chiar în ziua în care se joacă finala. E incredibil. Sigur, este mâna lui Ray Dark. Mă întreb ce mai pune la cale. Uite-l acolo! Evans, vreau să vorbesc cu tine. Bine. Trebuie să știi asta. Alt incident în care a fost implicat Ray Dark a fost moartea bunicului tău, David Evans. Adică el mi-a omorât bunicul? Da. Dumneavoastră, de ce i-ați spus acum? Doar un antrenor nesăbuit ar pune la încercare emoțiile jucătorilor înaintea unui astfel de meci. Dar trebuia să-i spun asta aici și acum. Din cauza lui Ray Dark, acum 40 de ani, Inazuma 11 nu a putut juca în meciul de finală. Am fost cu toții șocați, blestemați de soartă și cuprinși de ură. Am întors tot spatele fotbalului. Dar a fost o mare greșeală. Furia și ura ne-au făcut să pierdem ce era mai important în viața noastră, fotbalul. Ascultă, dacă vei juca fotbal din ură pentru Ray Dark, atunci renunț la postul de antrenor în clipa asta. N-o să stau să vă văd cum distruge jocul pe care îl iubiți atât de mult. Mă tem că a fost implicat și în accidentul surorii tale. Ah!
Suntem lângă tine. Suntem lângă tine. Suntem lângă tine. Știi că suntem. Așa e. Fără îndoială. Așa e, capitan. Sigur. Bine, prieteni. Ascultați. Dacă n-aș fi avut ocazia să joc fotbal, n-aș fi ajuns niciodată să întâlnesc oameni incredibili ca voi. Îl disprețuiesc pe Ray Dark, dar nu vreau să joc mâna de acest sentiment. Fotbalul e un joc grozav, antrenant și foarte distractiv. Te învață ce e spiritul de echipă și cum să colaborezi cu alții. E cel mai frumos sport din lume, așa că azi, în acest meci, voi fi eu însumi. Și o să joc cât pot eu de bine. Și vom încerca să câștigăm împreună, fiindcă toți iubim fotbalul. Bine, atunci să facem încălzirea. Da, domnule. Ăsta-i băiatul meu. Știam eu că asta o să spui. Fiindcă iubești fotbalul și nu o să lași pe nimeni să-ți ia plăcerea jocului, mă bucur că ai luat hotărârea asta. Ați îndurat antrenament după antrenament și o mulțime de meciuri dure, până când în sfârșit ați ajuns în finală. Și sunt sigur că trupurile voastre rănite și încercate vă vor ajuta să treceți și acest ultim hop spre victorie. Julia. Mă vezi de acolo de sus. Intră Tărâșcu, ala Raymond. Au trecut 40 de ani de când nu i-am mai văzut, dar iată-i acum. Vor reuși însă să treacă peste acest imens hop dinaintea victoriei supreme. Mai sunt doar câteva minute până începem. Asta e. Sunt foarte fericit să fiu aici cu voi, prieteni. N-aș vrea să fiu cu nimeni altcineva. Mă bucur să aud, Mark. Știți ce? Mă bucur mult că suntem în aceeași echipă. Vom fi puternici împreună. Voi sunteți puterea mea. Fantastic. Situația este dramatică, dar el zâmbește în continuare. Știu. Până la urmă n-a reușit să stăpânească mâna Majin. Și știe că nu va putea opri multe din loviturile echipei Zeus. Dar n-a renunțat. Nu, e același Mark din totdeauna. Va face și acum tot ce va putea ca să câștige. Nu știe să fie altfel. Bun, hai în teren, băieți! Da! Privește-mă, bunicule! Ce mai e? Intră în forță echipa Zeus, băieții din spatele mitului! Au înaintat vijelios până la finală, lăsând ravagii în urmă! Vor face la fel cu echipa Raymond! Aha, uite! Astăzi se va scrie istorie! Gata, băieți! Asta e! Dați tot ce puteți și vom obține ceea ce dorim! Acum, pentru victorie! Pentru victorie! Deja îmi sunt antipatici!
reușit să ajungă până la meciul de finală. Presupun că e soarta. Dar într-un fel, ei sunt adversarii ideali. Poate chiar mă vor ajuta să completez baza de date proiectul Z. Eu te-am avertizat, Mark. De acum doar tu vei fi vinovat pentru ce o să se întâmple. Nu dau bir cu fugiții. Iubesc mult prea mult fotbalul ca să fac asta. Vom da tot ce putem în jocul ăsta și vă vom învinge. Ai să vezi. Mă gândeam că o să spui ceva de genul ăsta, Mark Evans. Și iată ne ajungi la finala națională a campionatului Frontiera Fotbalului. Școala Raymond contra Liceului Zeus. Te rog, ai grijă de ei, tata. Și meciul începe! De ce nu se mișcă? Fiindcă sunt atarăi. Se pare că tot nu înțelegeți. Nimic din ce faceți nu ne poate afecta acum. Suntem în timpul raiului! A dispărut! A, când ai... Da! Ce e? Love înaintează cu o viteză uimitoare! Blaze și Dragonfly rămân în marmuriți în urmă! Nu l-am văzut mișcându-se! Incredibil de rapid! E timpul raiului! Un loc ce depășește înțelegerea muritorilor! O, nu, Jude! Nu-i nicio rușine să fiți înspăimântați. Este firesc când vă dați seama cât sunteți de neputincioși. Când vă treziți față în față cu un zeu. Să te văd! Nu-mi e frică de tine, fetițo! Știi ce se întâmplă când un înger își flutură aripile? Un zeu știe! Zeii pot face orice! Mâna ta de zeu se va sfărâma în fața unui zeu adevărat! Mark! Fioroasa figura lui Love Zeul știe că aproape a rupt plasa și zeul spre a conducerea pe tabela de marcaj! Zeu? Oh, nu-i bine. Speram să nu se întâmple asta. Ca în toate celelalte jocuri, capitanul echipei Zeus, Byron Love, a scris fără să lase echipa adversă să atingă mingea. Poate că băiatul acesta chiar este un zeu. Ai văzut acum? Înțelegi de ce a fost o nesăbuință să vrei să joci în meciul ăsta? Mark! Capitane! Ești afară? Da, o să fiu bine. Mâna ta! A fost un singur șut. Da, băieții ăștia sunt fantastici. Nicio grijă! Opresc pe următoarea, vă promit! Crezi? Hai, băieți! Acum e rândul nostru! Trebuie să recuperăm dezavantajul. E rândul nostru să înscriem. Da! Sunt ceva mai dur decât celelalte echipe, nu crezi? Da, dar îi aranjăm noi. Și iată și echipa Rebon în atac. Ce se întâmplă aici? Ar trebui să se apere, dar jucătorii echipei Zeus stau nemișcați. Deci bat joc de noi, Dragonul! Tornada! Zidul Tsunami! Maricoș,
așa din el. Portalul de la Zeus, Paul Sidon, a oprit dragonul Tornado fără niciun efort. Echipa Rainbow trebuie să-și regândească tactica. Unde l-au găsit pe tipul ăsta? Cum a făcut asta? Oh, ce reacție! Sidon trimite mingea înapoi jucătorilor Rainbow și provoacă să tragă din nou. Incredibil! O să afle ce greșeală imensă a făcut. Pinguinul imperial! Tsunami! Și Sidon apără din nou! Ce zici de asta? Asta nu-i nimic! Antrenamentele mele sunt mai grele! Oprește toate șuturile noastre! Nimic nu are efect asupra lui? Nu-i lăsați să se apropie de poartă! Nu-i lăsăm sigur pe Mark! Trebuie să apărăm poarta împreună! Iată furtuna nimicitoare! Șutul reflectat! Mâna de Zeu! Gol! Zeu marchează ca un buf și este 2-0! Timmy! Ești în regulă, Timmy? Îmi pare rău, capitane, noi am putut opri. Nu-ți face griji, voinicule! Va trebui să-l scoatem din joc! E vina voastră, fiindcă ați provocat zei. Ce ai spus? Calmează-te, Kevin, și nu-i enerva! Altfel, o să fie și mai rău! O să te răzbun, auzi? Doboare-i, Steve! Echipa Rainbow îi locuiește pe Sondar și Steve Green. Nu-i putem lăsa să facă ce vor. Să ducem lupta la ei. O să învingem în stilul echipei Rainbow. Iată furtuna nimicitoare. Săgeata divină! Pumnul în flecări! Gol! Zeus scrie din nou și scorul devine 3-0! Îi fierb la foc mic pe vieții băieți! Forța lor nu este umană! Ne aflăm în fața zeilor! Și avem încă doi răniți, Carson și Ironside, s-a cântiși pe teren. Ironside va fi înlocuit cu Raid și Carson cu Kincaid. Mai rămâne un singur jucător pe banca echipei Rainbow. Nu vom lăsa noi lucrurile așa. Da, mega cutremurul! Jucător la pământ, Dragonfly este accidentat. Nu-mi vine să cred. Și acum mai avem un singur om. Eu mă duc acolo. Pe bune? Fac parte din echipă, din echipa Rainbow. Așa este.
Glass intră în teren ca să ia locul lui Dragonfly. Raymond nu are jucători de rezervă. Hai să vezi cum e Mega cu Nemo-ul. Nu a rezistat nici un minut în teren. Acum Raymond este cu un om în minus. Are doar 10 jucători în teren. Echipa Raymond este făcută bucățele de mucinare liceului Zeus. Unul câte unul jucător cad ca piesele de domino. E îngrozitor! Oh, Mark! Tot mai vrei să continui? Stai, desigur, răspunsul este da. Dar hai să spunem altfel. Ești dispus să-ți lași colegii să fie răniți așa, unul după altul? Nu putem lupta cu ei. Mișcările noastre sunt inutile. N-au niciun efect asupra lor. Dar noi nu ne-am dat niciodată bătuți. Niciodată! Indiferent de situație! Dar nu-mi dau seama... ce putem face acum? Hai, băieți, trebuie să rezistăm! Oricât ne-ar fi de greu, trebuie să rezistăm! Meciul se va termina curând și vrem ca zeița Victoriei să ne zâmbească! Dacă nu, în următorul episod, Zeu contra Mașini! Meciul a scăpat de sub control! My little heart can't take no more. Snow because it's sore. You made me feel so sad because I need you back.